găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și vă invit la fața locului la primăria Târgu Jiu de data asta, în biroul domnului viceprimar Adrian Tudor. Bună ziua, bine v-am găsit! Mă bucur să vă am oaspeți. Bună ziua și bine ați venit! Am venit la dumneavoastră cu Moș Crăciun, cu urări de bine și sănătate, că suntem înainte, între Crăciun și Anul Nou. Și am venit să aflăm ce planuri aveți în domeniul cultural pentru 2018, pentru că este un an important. Avem centenarul Unirii, avem 80 de ani de la amplasarea Căi Eroilor, avem multe, multe lucruri importante pe plan cultural și care reprezintă până la urmă motorul Târgu Jiului în ceea ce privește economia, pentru că industrie mai puțin. Cultură multă. Sigur, eu cred cu tărie că viitorul municipiului Târgu Jiu trebuie să fie unul cultural și turistic. Turismul în toată lumea este considerat o ramură economică importantă, verde, da. În primul rând, deci iată că nici resurse foarte multe nu cheltuiește și nici nu lasă urme în jurul nostru care să ne afecteze viața de zi cu zi. Pornind de la ideea că turiștii atunci când ajung la Târgu Jiu și vin să vadă operele lui Constantin Brâncuș în primul rând, trebuie să găsim în permanență să venim cu o ofertă către ei pentru a rămâne mai mult în municipiul Târgu Jiu și în județul Gorj. De aceea, în ultimii 2 ani, am pus accent pe conceptul de turism cultural. Încercăm să creăm evenimente culturale de mari dimensiuni la nivel național, care să atragă nu doar turiști din România, ci și turiști din străinătate, lucru care ușor-ușor începe să se întâmple și asta ne încurajează să mergem mai departe. Sigur, anul 2018 va fi un an patronat de centenarul Marii Uniri. Era normal ca Târgu Jiul să își creeze un program, un proiect pentru centenarul Marii Uniri, pentru a aniversa acest mare eveniment din istoria românilor. Mai ales că am spus mereu și o spun cu mândrie, când vorbim de Târgu Jiu și de primul război mondial, putem spune că Târgu Jiul este orașul eroilor. Începând de la copiii din 1916, bătrânii și femeile care au apărat podul Jiului și au apărat orașul de cea mai puternică armată la acel moment, până la eroii care au plecat de aici, bineînțeles cea mai reprezentativă figură fiind figura Ecaterinei Teodoroiu. Sunt multe proiecte pe care comisia constituită la nivelul primăriei municipiului Târgu Jiu, comisia centenar, să-i spunem așa, multe proiecte pe care le-a supus dezbaterii și au fost aprobate de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu pentru anul 2018. Aș vrea să fac o precizare. Sigur că la nivel național evenimentul central va fi 1 decembrie Alba Iulia în 2018. Dar al doilea eveniment ca importanță națională va fi la Târgu Jiu. 80 de ani de la inaugurarea Căii Eroilor este cel mai important ansamblu sculptural din România, care a fost dedicat eroilor din primul război mondial. Și cel mai important și din punct de vedere artistic. Categoric. Și de aceea, prin Centrul de Cultură, Centrul Constantin Brâncuș, Centrul de Documentare, Cercetare și Promovare Constantin Brâncuș, pentru anul 2018 pregătim un eveniment internațional dedicat atât artistului Constantin Brâncuș, cât și operei de la Târgu Jiu. Un eveniment care se dorește a fi sub înaltul patronaj al președintelui României, cu parteneriate de excepție, colaborări cu Ambasada Franței, Ambasada Statelor Unite, Institutul Cultural Francez,
Avem lângă noi Ministerul Culturii, avem lângă noi Institutul Cultural Român. Deci, iată, cele mai importante și mai ales Institutul Național al Patrimoniului, pentru că avem și un protocol de colaborare. Deci, iată că cele mai importante instituții, să spunem așa, care pot veni cu un plus valoare într-un astfel de eveniment, sunt alături de Primăria Municipiului Târgu Jiu și de Centrul Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu. Asta se va întâmpla în luna octombrie anului 2018. 27 octombrie este ziua în care vom aniversa 80 de ani de când ne bucurăm de această capodoperă Calea Eroilor la Târgu Jiu. Comisia centenar de care vă vorbeam mai devreme, la nivelul orașului nostru, a încercat să vină cu proiecte, a adunat propuneri și din partea organizațiilor non-guvernamentale și din partea și a unor cetățeni care au venit cu propuneri în acest sens, proiecte care să se adreseze de la cel mai mic până la cel mai mare, să se adreseze atât intelectualilor, cât și oamenilor simpli ai municipiului Târgu Jiu. Și, de asemenea, își dorește Comisia Centenar, prin proiectele pe care le propune municipiului Târgu Jiu, să lase ceva pentru următorii 100 de ani în acest oraș. Să repare anumite lucruri care s-au întâmplat în ultimii 100 de ani și să lase ceva pentru următorii 100 de ani. În mare parte, aș vrea să vă spun câteva, sau chiar toate proiectele, nu sunt multe, dar sunt foarte importante. În primul rând, dorim să edităm pentru copiii din municipiul Târgu Jiu o revistă de benzi desenate cu toate poveștile astea minunate care au avut loc în 1916, 1918 și unde au fost implicați târgujieni și gorjeni. Începând cu luptele de la podul Jiului, începând cu luptele din Valea Jiului, cu actele de eroism ale Ecaterinei Teodoroiu, o să fie povestea aviatorului Vasile Craiu, care este mormântat la Târgu Jiu și care era gorjean, unul din marii aviatori ai României, decorat de însă și mareșalul Berthelot în primul război mondial. Despre Victor Popescu, cel care înființează prima echipă de gherilă, de comando a armatei române și care reușește să-și spună punctul de vedere aici în zonă, în spatele liniei frontului, când Gorjul era sub dominație, sub ocupație germană. Sunt multe povești, aș vrea să vă spun, foarte interesant, în urmă cu ceva timp a venit alături de noi profesorul de istorie Gabriel Sarcină. El a reușit, domnia sa a reușit la Arhivele Statului să identifice aproape toate documentele legate de primul război mondial, de municipiul Târgu Jiu și județul Gorj. Aceste documente, cu sprijinul nostru, ale Comisiei Centenar, le vom publica. Probabil vor fi 3 sau 4 volume, aproximativ 600 de pagini fiecare volum. A venit și ne-a relatat o poveste extraordinară din primul război mondial din municipiul Târgu Jiu. Trăia aici o profesoară, Suzeta Hristescu, care voluntar a mers în spitalele municipiului Târgu Jiu, atunci spitalele militare, erau 2, și soldații răniții i-au dat spre păstrare bunuri, bani, documente, numai că linia frontului s-a rupt foarte repede și au fost evacuați în grabă toți acești răniți din municipiul Târgu Jiu, din orașul Târgu Jiu de atunci. Doamna Suzeta Hristescu rămâne cu bunurile acestor militari asupra ei și face un gest extraordinar. Pleacă pe front, să-i caute și să le înapoieze lucrurile. De ce ținem foarte mult la povestea asta? Este un gest poate mărunt, dar astfel de gesturi au făcut România mare.
Ei au fost străbunii noștri, care cu astfel de gesturi, care poate acum pe mulți i-ar mira. Așa au gândit, simplu, curat, omenește, și așa au reușit. Dezinteresat. Pentru că n-a avut de câștigat și eventual de pierdut categoric timp și bani pentru a călători. Categoric. Și și-a riscat viața mergând absolut în front. Absolut. Ei, astfel de gesturi, spuneam, au făcut România mare. Și astea sunt exemplele de urmat pentru copii, iar știm foarte bine că istoria e cea mai frumoasă poveste. Și dacă știm să o îmbrăcăm într-o aură, ca să-i atragem pe copii să se uite, să privească, să vadă poate chiar un documentar făcut mai ușor, mai pe înțelesul omului, nu foarte tehnic. Sigur. Și acele benzi desenate care sigur pe copii atrag și prin joacă să învețe istoria neamului nostru, local. Acesta este scopul nostru. E un proiect nobil. Lucrează o echipă de istorici la acest proiect. Sunt alături de mine ca și coordonator al Comisiei Centenar, doamna profesor Marcela Mrejelu, domn profesor Cornel Șomâcu, profesor de istorie, scriu și fac cercetare într-un mod... Sigur. Colegul nostru Cornel Șomâcu și știți asta, dragi telespectatori, dar și doamna Mrejelu de multe ori a scris articole la noi și sunt oameni dedicați istoriei. Ei nu scriu pentru că trebuie. Ei scriu pentru că asta simt. Și cred. E pasiune. Exact. Și de asemenea Valentin Pătrașcu, cel care este muzeograf la Muzeul Județean și care de asemenea are o serie întreagă de lucrări editate, sunt un real sprijin în acest proiect. Vă spuneam mai devreme și de domnul profesor Sarcină, care a venit către noi, chiar dacă nu e membru în Comisia Centenar, a venit și a spus că vrea să ajute cu tot ce poate și a venit cu niște proiecte pe care le-a propus. Dumnealui de unde? Este Târgu Jian, predă la Peștișani. Vorbeam despre cărți care vor fi editate, tipărite cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Jiu prin acest program al Centenarului Marii Uniri. Avem deja acordul familiei pentru a publica jurnalul personal al generalului Petre Popeangă, cel care a condus luptele de la Rasovița, linia frontului de la Rasovița, unde iarăși au fost lupte foarte importante pentru noi, pentru Gorj. Fotografii foarte multe pe care le vom publica. Vreau să fac precizarea că toate vor fi publicate ca documente inedite. Mai departe, cercetătorii, istoricii vor putea face pe baza acestor documente lucrări și cercetare în domeniu. Sunt multe. Este vorba de... Aici a venit domnul profesor Dan Pupăză, pe care îl cunoaștem. E un om implicat în viața culturală a județului Gorj, cu o lucrare dedicată lui Victor Popescu, de asemenea. Iarăși, spuneam și mai devreme despre domnia sau un personaj foarte important. Sunt multe astfel de lucrări pe care le vom susține, le vom tipări. Sper eu să reușim să adunăm foarte multe fotografii pentru a vedea cum arăta municipiul Târgu Jiu, orașul nostru atunci, în perioada războiului, clădirile, ce adăposteau, ce rol aveau hotelurile în acea perioadă, unde era comandamentul german, ce s-a întâmplat în fiecare clădire. Fiecare clădire care încă mai este în picioare de atunci are o poveste și acolo s-a întâmplat ceva. Este foarte important ca după anul sau în anul 2018 și după aceea să rămână povestea în picioare, ca podul de la Jiu, podul Ferdinand, martorul acestor bătălii de la Jiu, să devină un obiectiv turistic pentru municipiul nostru. Cu povestea sa extraordinară s-au adunat foarte multe documente. Am reușit din tot ce s-a publicat, credem că deja avem cam tot ce s-a publicat despre luptele la podul Jiului, cu mărturia copilului care vine în municipiul Târgu Jiu de la Stănești și anunță că vor fi nemții, vor ajunge la podul Jiului, cercetași la vremea respectivă Grigore Popescu. Foarte interesant, pentru că
În 1933, regele Carol al II-lea decorează orașul nostru cu virtutea militară de război clasa I, pentru curajul pe care l-a avut populația civilă în bătălia de la Jiu. Deci purtăm fiecare în piept acum, datorită curajului strămoșilor noștri, această decorație. Am reușit și am găsit cu sprijinul colaboratorilor, prietenilor de la Arhivele Naționale, extrasul decretului de atunci, prin care regele Carol al II-lea decorează orașul. Decorația fizic mai există? Decorația fizic, din informațiile pe care le avem, nu există în acest moment, însă Comisia Centenar și-a propus achiziționarea unei decorații virtutea militară clasa I de război, iar în primăria municipiului Târgu Jiu va fi amenajată o vitrină unde va fi expusă această decorație, unde va fi expus decretul regal și fotografia foarte important din 1933, când regele Carol al II-lea așează decorația pe o pernă de catifea primarului împuternicit de atunci, Vasile Arjocean. Este o fotografie realizată de Associated Press în 1933. Avem fotografia deja originală, este la dispoziția noastră. Noi am multiplicat-o, am făcut-o în format A3 tablouri, am și trimis-o către toate școlile din municipiul Târgu Jiu și licee, rugându-i să o afișeze undeva vizibil, copiii, tinerii, elevii să știe despre această întâmplare. De asemenea și portretul Ecaterinei Teodoroiu a ajuns la școlile din oraș pentru a fi expus și cinstită memoria eroinei noastre. Acestea au ajuns și la noi, de altfel, cu ocazia emisiunii Panoramic sau, nu știu, cred că Panoramic, când venit și chiar se află la loc de cinste la noi expuse. Vă mulțumesc, sper să fiți un model și pentru alte entități din domeniu. Ce ne mai dorim în anul 2018 legat de povestea centenarului? Dorim să amenajăm un parc tematic dedicat primului război mondial, chiar Bulevardul Brâncuș, colț cu strada Constantin Stancioviciu Brănișteanu, în curtea Asociației Clubului Militar al Militarilor în Rezervă, unde să ridicăm și un monument în cinstea vânătorilor de munte, care aici, în județul Gorj, au o tradiție, generalul Erasovicianu, o figură emblematică a primului război mondial, care a condus chiar batalionul 19 vânători de munte. Parcul propunem a se numi Regele Ferdinand și Regina Maria și cu sprijinul colaboratorilor noștri să trecem acolo pentru posteritate numele tuturor eroilor Târgu Jiului din primul război mondial pe niște plăci comemorative. Deci acolo vom crea un parc in memoriam centenar care va rămâne pentru următorii 100 de ani și mai mult. Deci e una din acțiunile care ne propunem a fi cinstită cel puțin 100 de ani de astăzi înainte. Iar eu am o întrebare legată de Liga Femeilor Gorjene, care au făcut foarte mult pentru amintirea acestor lupte care s-au dat în Târgu Jiu și meritului târgujienilor în aceste lupte. Dacă n-ar fi fost Liga Femeilor Gorjene, n-ar fi existat ansamblu Calea Eroilor în Târgu Jiu, pentru că a fost comandată și plătită această lucrare lui Constantin Brâncuș și dăruită după aceea orașului. Brâncuș n-a primit banii, el personal nu a dorit să fie plătit, au plătit lucrările și au susținut acest proiect, într-adevăr. Numai a costat foarte mult, sigur, asta este clar. Sigur și să nu uităm că Liga Femeilor Gorjene a făcut foarte mult în Târgu Jiu, nu doar asta. Inclusiv Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, de unde începe chiar povestea ansamblului în 1935. Este un proiect susținut de doamna Aretia Tătărescu, care prin asociația pe care o conducea Liga Națională a Femeilor Gorjene
reușește să facă astfel de proiect. Această ligă este un reper pentru noi. Și ar putea fi reînființată? Eu știu că funcționa la un moment dat în municipiul Târgu Jiu. Mi-am și notat pentru a avea o discuție, dacă mai există, și să îi acordăm sprijinul necesar pentru a fi revitalizat. E foarte important. Vă spuneam despre monumente în municipiul Târgu Jiu care ar trebui să-și găsească locul din anul 2018. Mai avem un proiect legat de un monument, propunerea de refacere a crucii închinate eroilor în cimitirul de onoare. În 1917, armata germană ocupantă decide să înființeze un cimitir de onoare în municipiul Târgu Jiu. Există și astăzi, la dimensiuni mai mici, din păcate. Și găsesc atunci acolo odihna 1300 de eroi. Jumătate sunt nemți și austro-ungari, jumătate sunt români. Un cimitir frumos, așa cum scria și presa vremii, luat după un model german și făcut la Târgu Jiu. Care... Și aș vrea să precizăm telespectatorilor la ce ne referim, unde se află acest cimitir. Cimitirul care? Este... Cimitirul eroilor și cimitirul catolic. Este cimitirul eroilor după sediul unde se află Vama, pe Sala exact. Narciselor. Da. A fost reabilitat și anul trecut. Și cel catolic tot... găzduiește morminte din cel de-al doilea război mondial. Cel de-al doilea război mondial. Da, aici a fost deci făcut numai pentru celălalt, primul cel război mondial. Este făcut pentru da. Primul război mondial. Acolo exista o cruce ridicată atunci de cei care au luat decizia asta de a avea un cimitir de onoare la Târgu Jiu. O cruce care avea și un text, un mesaj extraordinar, scris și în germană și în română. Tu, călătorule care ajunge aici, salută-ne patria pe care am iubit-o până la moarte. Acest monument dorim să-l refacem. Este și o solicitare a asociațiilor cadrelor militare în rezervă și vom avea aici un parteneriat împreună cu Ministerul Apărării Naționale prin garnizoana de la Târgu Jiu. În 2018 sperăm să cât mai repede în 2018 să inaugurăm acest monument. Și mai exista un monument în Târgu Jiu și recunosc că nu știu care a fost soarta lui pe parcurs, care a dispărut din cimitirul de onoare, era o statuie. E vorba de bustul generalului Pulcer, care eu am fotografie cu el dinainte să dispară. N-a mai durat mult și a dispărut, da, din păcate. Care mai e bine situația? Că aveți această fotografie. Am reușit anul trecut să refacem bustul generalului Pulcer și să-l amplasăm pe vechea poziție, astfel încât la 100 de ani de la luptele de la Podul Jiului, când la Târgu Jiu a fost atât membrii guvernului cât și președintele și o serie întreagă de reprezentanți ai ambasadelor, bustul a fost la locul său. Există și acum a pus acolo, prins foarte bine ca să nu mai poată fi furat. Este o lucrare susținută de Primăria Municipiului Târgu Jiu în anul 2016. Asta e un lucru bun și să sperăm că nu se va mai întâmpla să dispară. Vă spuneam despre partenerii pe care îi avem și către noi au venit reprezentanții cadrelor în rezervă din Asociația Cadrelor în Rezervă din Ministerul Afacerilor Interne, care vin cu o solicitare foarte interesantă, pe care ne bucurăm că am prins-o în programul centenar, înființarea la Târgu Jiu a unui muzeu, Ministerul Trebilor din Lăuntru, se numea, adică afacerilor interne. De acum. Așa se numea pe vremea aia. Da. Avem multe figuri reprezentative de-a lungul istoriei, nu doar legate de centenar, cu privire la afacerile interne, să spunem așa, la poliție. Că vorbim despre Tudor Vladimirescu, care a avut și această activitate de stabilire a ordinii, de apărare a granițelor dinspre
dinspre Dunăre. Bineînțeles, comisarul Popilian, care este pentru poliția română eroul primului război mondial. Acest muzeu va fi susținut de Comisia Centenară, de Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu, pe strada Bradului, într-o clădire care a primit-o această asociație spre administrare. Au foarte multe documente, uniforme vechi, ale jandarmilor, ale polițiștilor, chiar ale trupelor de securitate, au făcut parte din istoria României și doresc să aibă acest muzeu organizat. Este unic din ce știu la nivel național. Și cu siguranță vor avea și sprijinul Muzeului Județean și al Arhivelor Statului, care dețin multe documente, chiar dacă vor face copii sigur după acele documente, pentru că foarte puțin turiști se duc la arhive, să fim serioși. În schimb, la arhivele naționale de la noi, de la Gorj, se află foarte multe documente extrem de importante pentru trecutul Gorjului și a Târgu Jiului și măcar în copie pot fi văzute la acest, ar putea fi văzute la acest, aici, să știți că la acest muzeu. Cel care conduce și această asociație a cadrelor în rezervă din Ministerul Afacerilor Interne, domnul general Codiță, este un om și de cultură și care știe foarte bine ce are de făcut și am încredere că acest muzeu va fi un nou obiectiv turistic pe harta județului Gorj, a municipiului Târgu Jiu. Vedeți dumneavoastră, am văzut și de ce am susținut proiectul acesta. Am văzut că la nivelul cadrelor în rezervă din Ministerul Afacerilor Interne fac foarte multe schimburi de experiență cu alte județe și e normal, avem un interes ca să aducem și din zona aceasta turiști către Târgu Jiu și oferindu-le și un astfel de muzeu, cu siguranță orele pe care le petrec aici vor fi mai multe și asta este spre binele municipiului Târgu Jiu. Ce am simțit eu ca o lipsă și am chiar discutam și cu domnul primar acum cred că un an, domnul primar Florin Cărciumaru pe vremea aceea, o lipsă în Târgu Jiu este ghidajul. N-ar strica, zic eu, sau e foarte important, ca să existe totuși la nivelul primăriei Târgu Jiu și o colaborare cu agențiile de turism, pentru că agențiile de turism se ocupă strict de contractare, nu au specialiști în ghidaj. Și, sigur, ținând cont că operele lui Constantin Brâncuș sunt în aer liber, și că nu există ghidaj acolo, nu poți să ții un om permanent că poate vine cineva să-i taie bilete acolo în parc. În schimb, prin colaborarea cu agențiile de turism care aduc turiști în zonă, s-ar putea face asta. Bineînțeles, știu că există deja la nivelul primăriei Târgu Jiu un interes în sensul ăsta, dar eu am avut ocazia fizic să constat ce minune este pentru turistul care are ocazia să afle povestea unui loc. Și de ce spun asta? Pentru că am fost la Severin în cadrul unui proiect timp de 2 zile și acolo am fost plimbată de către cei din zonă care făceau parte din proiectul respectiv în toată zona turistică istorică a lor, adică ce înseamnă Vodița, ce înseamnă podul lui Traian, ce înseamnă cetatea medievală și chiar am scris atunci un articol foarte, foarte mare și bine documentat pentru că am aflat multe și pentru mine atunci Severinul a devenit altceva. A devenit doar locul unde sunt porțile de fier și știu eu liziera Dunării. Și când ei au venit la Târgu Jiu, deci au avut ei un proiect sau am avut din nou un proiect în care ei au venit la Târgu Jiu, m-am simțit obligată să îi prim și eu pe ei prin Târgu Jiu și să le arăt Târgu Jiu. Am vorbit cu colegii de la muzeu, cu colaboratorii noștri foarte buni,
de la muzeu și au vizitat și muzeul, le-a plăcut foarte mult, muzeul de istorie, după care i-am dus, bineînțeles, la operele lui Brâncuș, bineînțeles, la podul Ferdinand și faptul că le-am spus aceste povești pe care le citisem și eu, le scrisesem, le... Bine, Șomâncuie, colegul nostru care se ocupă de partea de istorie, citisem articolele lui, da, și efectiv au rămas total impresionați ducându-i de la pod, povestindu-i cum a fost construit ansamblul Brâncuș, adică nu doar să te uiți la el, wow, ce înalt e, ci să-i cunoști povestea. Au fost extraordinar de încântați pentru faptul că le-am povestit și le-am putut arăta, dar și povesti istoria locului în câteva obiective. Deci muzeul de istorie, operele lui Brâncuș și podul lui Ferdinand. Și am mai fost la Ceasul Solar, care iar ceasul e polonez, un obiectiv. Acolo e un proiect pentru... Să trecem de perioada centenar, da, și este corect. Un proiect face pe parte care din altă zonă, altă sigur, perioadă istorică sigur. A Gorjului, dar vreau să zic, e necesar să existe un om să se ocupe de un turist. Și atunci, dacă îi va povesti istoria Târgu Jiului într-o oră, două, trei, sigur va povesti și altora, că materiale documentare faceți, într-adevăr, dar e necesar să existe și omul. Ghidul. Sigur, ghidul nu-l veți găsi postat la poarta sărâtului sau la masa tăcerii, exact, pentru că e greu să gândești un proiect de genul ăsta, pentru că îți trebuie foarte mulți. Corect. Aici vă pot spune așa, dacă mai aveți vreodată vizite de acest gen, apelați la Primăria Municipiului Târgu Jiu, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, are angajat două persoane care sunt ghid autorizat și care gratuit sunt la dispoziția grupurilor, deci sau gratuit. Este, informație extrem este de importantă. Un proiect care începe să dea roade. Și care nu exista sigur, până acum ceva timp. De anul trecut funcționăm într-o formulă completă acolo. Au o colaborare foarte bună cu agențiile de turism, sunt solicitați colegii de la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în permanență, există o rețea la nivel național, deja începe să funcționeze și această rețea și ușor, ușor încep să colaboreze și cu hotelierii și cu restaurantele, să se cunoască, să gândească împreună o strategie, să se ajute reciproc. Deci avem două persoane care sunt ghid autorizat la acest Centru Național de Informare și Promovare Turistică. Ce vreau să vă spun însă? Sigur, două persoane sunt puțin. Corect. Trebuie să acopere, dacă sunt solicitate cele două colege, inclusiv în județ, să însoțesc grupuri dacă este nevoie. Iar în weekend-uri încercăm, vezi autocarele presărate, sigur, în jurul parcurilor care găzduiesc operele. Aici sunt mai multe aspecte. Am avut discuții la universitate, la facultatea de care are ca profil turism. Aștept și încerc să îi încurajez să deschidem un parteneriat pentru voluntariat, ca și ghizi. Studenții care sunt acolo, dacă au mers la acest profil și doresc să activeze în domeniu, pentru ei înseamnă foarte mult să vină voluntari în astfel de proiecte, ca experiență în primul rând. Practică, efectiv. Practică, care este recunoscută. Vor primi din partea primăriei o patalama la mână. Da? Bun. Ce vedem afară? Când ieșim în afara țării, vedem că aceste servicii de ghid sunt preluate de persoane private. Da? Am văzut în această vară Roma și am văzut că există o întreagă rețea, să spunem așa, oameni care sunt autorizați de către primărie, știu ce să spună, probabil dau niște testări, cu ecuson foarte frumos, te duci, îl plătești și îți face turul obiectivului sau al obiectivelor. Asta trebuie să încurajăm și la Târgu Jiu. Nu trebuie să forțăm ca primăria să monopolizeze aceste
activități, da? Odată nici că nu cu va suvenirurile, face față. Nici cu suvenirurile, trebuie să fie inițiativă privată, dacă vrem să câștigăm de pe urma moștenirii pe care o avem aici. Nici cu activitățile astea conexe, ghid, organizarea promotor, de evenimente. De evenimente și foarte important, încă un lucru. Eu le spun mereu, sunt tineri care vin și caută un loc de muncă sau, și discutând le dau astfel de idei. Dom'le, turiștii care vin în Târgu Jiu nu au niște pachete turistice. De ce nu faceți, nu gândiți un pachet de excursii? Și mergeți și luați de la hotel, nu e grea și e și frumoasă povestea locurilor noastre și organizați excursii cu ei. Înspre Tismana, înspre Polovraci. Sigur că da. Și servesc și masa, adică se creează o serie întreagă de beneficii win-win, să-i spunem așa, între cel care vine cu inițiativa asta. Adică toată lumea câștigă. Sigur că da. Și proprietarii de restaurante din zonele unde ajung și cei care administrează obiectivele turistice. Deci asta trebuie să fie o inițiativă privată și trebuie încurajată inițiativa privată în acest sens. Sunt discuții cu liceul economic, care de asemenea au secție de turism și aici eu i-am încurajat să aplice inclusiv pe proiecte în cadrul fondului atribuit organizațiilor de tineret, proiectelor de tineret pe care îl are constituit primăria municipiului Târgu Jiu. Deci nici nu poate primăria acum să angajeze 10 de persoane care să fie ghid. Da? Și nici nu trebuie neapărat să fie gratuit ghidajul și până la urmă. Totuși, exact, și bun, noi suntem obligați să oferim acest serviciu gratuit pentru că este un proiect european, 5 ani de zile nu ne permite legea și nici o problemă, contractul. Problema să e că nu faceți față cu doar 2 ghizi. Categoric. Asta e doar un pionierat. Doamna Aura, la capitolul venim ăsta. Aici sunt și alte discuții. Și aplicații pentru smartphone, pentru că acum toată lumea are un smartphone, un Travel Târgu Jiu, un Info Târgu Jiu, deja domeniul ăsta ne aparține, târgujiu.info. Eu am venit cu o propunere în fața Consiliului Local pe care văd că e destul de contestat, așa că sunt tot felul de specialiști în ziua de azi. Eu nu sunt specialist, dar eu întreb specialiștii și mă consult cu ei. Păi, când Adrian Tudor a venit și a propus achiziționarea fabricii de confecții, 2 hectare de teren acolo, gândiți-vă ce înseamnă acest lucru. Obligatoriu parcare pentru autocare și microbuze acolo. Ceea ce nu există. Deci autocarele nu trebuie să se plimbe prin oraș cu turiștii. Turiștii trebuie să meargă pe jos, să consume, să lase un leu pentru o înghețată, un leu pentru o apă, să mănânce la prânz și așa mai departe. Să-și cumpere suveniruri, să dezvoltăm magazinele. În momentul de față... Mai ales Calea Eroilor va fi amenajată pentru categoric, traseu pietonal. Categoric. Noi avem o propunere de traseu turistic de la Parcul Coloanei, dacă avem această parcare. Și nu va fi doar o parcare în ceea ce gândesc și ce gândim acolo. Pe Tudor Vladimirescu amenajat un traseu turistic, te duce direct la mausoleul Ecaterinei Teodoroiu. Povestea începe de acolo, mergi în parc, ai primăria de atunci, prefectura actuală, ai muzeul de artă în parc, vezi podul Ferdinand și apoi intri pe Calea Eroilor. Pe Calea Eroilor. Și, te și pe Calea Eroilor. Începi de unde trebuie, da, să se înceapă, interesant. De la Masa Tăcerii. Acolo trebuie să existe, lângă această parcare, unde vom direcționa autocarele și microbuzele în primul rând, trebuie să existe un centru de vizitare sau un centru de interpretare, cum spun alții, sau foarte simplu, ca și concept, un muzeu al Căii Eroilor de la Târgu Jiu. Pentru că nici noi din Târgu Jiu sau târgujenii toți nu știu exact ce semnifică acest ansamblu în acest moment. Încercăm, fac o paranteză, mergem, colegii de la Centru Brâncuș sunt în școli, au ore, au parteneriate cu liceele, merg și relatează acolo toată povestea Căii Eroilor. Am închis paranteza asta și vă spun așa, ce ar însemna când vii la Târgu Jiu, în primul rând, vorbesc de locația de la fabrica de confecții, care are o clădire open space la fiecare nivel. Ce ar însemna când ajungi acolo, în primul și în primul rând, să vezi o expoziție de documente și fotografii care sunt legate de
construcția... Calea eroilor. Căi exact. Eroilor. Primele, și după câte știu, primele am avut scrisori? O expoziție itinerantă. Sigur. Sau, mă rog, nu știu dacă e itinerantă, dar nepermanentă, la centrul, la magazinul de suveniruri. Încă sunt acolo fotografii da? oferite de doamna Sorana Gorjan. Sorana Gorjan. Sigur și că da. Care sunt extraordinar de interesante. Gândiți-vă că doamna Sorana Gorjan, care este apropiată a noastră și care întotdeauna ne și care trebuie ne să spunem proiectele. Celor care nu știu că este fiica celui inginerului care a construit coloana fără sfârșit. Fără sfârșit. Gândiți-vă că domnia sa, căutând, a găsit la Academia Română scrisoarea de răspuns a lui Constantin Brâncuș către Liga Femeilor Gorjene, că este de acord să facă un monument închinat eroilor. Ăla este certificatul de naștere al căii eroilor. Exact. Da? El trebuie să fie expus undeva. Deci, revenind, o expoziție cu documente, cu ghid, cu tot felul de aplicații audio, cu scurte filmări, cu filmări, cu televizoare de mari dimensiuni, cu tehnică 3D, pentru că în ziua de astăzi se întâmplă astfel de lucruri. Cu o sală de cinematograf, că aici iarăși vreau să fac o precizare. S-a înțeles că vreau să fac cinematograf la fabrica de confecții. Nu, vreau să fac o sală de cinematograf pentru grupurile de turiști unde să ruleze film documentar nu lung, 20 de minute, 30 de minute, ce înseamnă Calea Eroilor, cine a fost Constantin Brâncuș, care e istoria municipiului Târgu Jiu. Asta înseamnă și centrul ăsta de muzeu ăsta al Căii Eroilor. Poate fi acolo văzut și un film documentar, de exemplu, care să-ți prezinte în câteva minute traseele turistice ale Gorjului. Categoric, acolo ai toate informațiile adică de care se poate de care vedea ai tot ce poate vedea în Gorj. Îl atrage ca sigur informație. Da. Și apoi își alege, bun, am văzut Târgu Jiu sau văd Târgu Jiu, după care mă duc încolo sau încolo sau încolo și ce văd pe drum. Sigur. Foarte important. Acolo, gândiți-vă ce ar însemna cu tehnică de ultimă generație, cu holograme, în mărime naturală să ai imagini holograme Constantin Brâncuș cioplind. Ce înseamnă să ai un film bine făcut 3D despre ansamblul Calea Eroilor și despre istoria Târgu Jiului și a Gorjului. Deci oamenii, turiștii, văd în 20 de minute, plătesc pentru asta, e foarte important, plătesc pentru asta. Văd în 20 de minute, 30 de minute un astfel de film și apoi pleacă să vadă în realitate Calea Eroilor și obiectivele turistice ale Târgu Jiului, așa cum spuneați și dumneavoastră. Nu avem o galerie de artă, un spațiu pretabil unei galerii de artă care să ne bucure că vorbim toți de marea moștenire de la Târgu Jiu, dar când e să facem ceva concret, facem doar așa pentru a puncta, da? O galerie de artă de 100 de metri pătrați, considerăm că e suficientă? Păi în ultimii 3 ani de zile, cu sprijinul Centrului de Cercetare Constantin Brâncuș, la Târgu Jiu au expus mari artiști ai României. Nu se mai întâmplă în toată țara ce se întâmplă la Târgu Jiu, cel puțin de 2 ori pe an, să avem expoziții ale artiștilor bine cotați ai României, care expun, eu văd expozițiile, vin din Austria și pleacă în Luxemburg. Da? Dar problema este și unde expui, pentru că suntem în secolul vitezei. Exact, asta iar ne dacă punem un obiectiv de genul ăsta undeva care nu este în drumul turiștilor, l-am pus degeaba. Acolo, unul din etaje trebuie dedicat galerie de artă, sală multifuncțională de concerte, muzeu cu lucrări, sculptură post-Brâncuș și pictură poate post-Brâncuș. Poate chiar un ateliere de modelaj există în lut, să zicem. Există propunerea și pentru a avea ateliere. Acest spațiu sau, de 2 hectare, la asta se pretează. Nu știu dacă efectiv vom reuși să achiziționăm acest dar de ce nu obiectiv. Nu știu. Însă, vreau să vă spun că asta e viziunea mea despre ceea ce înseamnă promovarea municipiului Târgu Jiu. Asta este viziunea echipei pe care o am cu managerul Doru Strâmburescu, cu managerul Andy Popescu de la Direcția de Turism și colegilor de acolo. Pentru că așa cum la Paris există un atelier în centrul Georges Pompidou, de ce nu putem avea ceva similar și la Târgu Jiu? Că pe harta lumii există
Când vorbim de operă, Brâncuș, New York, Paris și Târgu Jiu. Cele mai multe sau cele mai importante opere. De ce nu trebuie să gândim departe? Nu facem această investiție, acest proiect, nu-l facem pentru 5 ani. Îl facem pentru 100 de ani. Când luăm o decizie, trebuie să gândim peste 100 de ani ce va fi aici. Există artiști în România, sculptori, marea lor majoritate îi dedică și lui Constantin Brâncuș ceea ce sunt, sculptorii români. Fiecare dintre ei ne spune că ar dona o lucrare pentru acest muzeu de sculptură modernă post-Brâncuș. Nu există în România un muzeu de sculptură modernă. Se încearcă acum la Galați, printr-un proiect al Consiliului Județean. Iată că putem de ce la Galați? Arătăm mai mult. Și de ce nu la Târgu Jiu? Sau bun să facă de, și ei. Sunt de apreciat că reușesc. În momentul în care am propus acest proiect, a fost așa o explozie. Dom'le, are interese, vrea să cumpere fabrica de confecții. Da, am un interes. Și eu cred că 2 hectare la fabrica de confecții sunt puțin. Personal? Nu, primăria trebuie să cumpere, orașul trebuie să cumpere. Păi și de ce? Acest obiectiv, pentru că toți turiștii care vin... Și nu sunt de acord consilierii locali? Au fost voci sau mai departe... Da, s-a supus la vot? Bun, e un proiect aprobat în Consiliul Local, o să se vină cu ceva concret cât în viitorul apropiat către Consiliul Local, să vedem și bani. Ce bani vor fi, deci cât va costa. S-a aprobat asta contează. Un prim pas, să spunem așa. Contează? Putea să nu se aprobe. Sigur că... Eu am dat un exemplu în Consiliul Local și le-am spus un lucru. Pentru că mulți văd așa muzeul, unii văd muzeul Brâncuș, vorbim de Constantin Brâncuș, muzeul Brâncuș îl văd în Casa Gănescu, eu văd muzeul Brâncuș cel puțin 2 hectare acolo, la fabrica de confecții. De ce văd lucrurile așa? În 1880 a început un proiect în orașul Târgu Jiu, s-a făcut un sediu al primăriei atunci. Este actuala prefectură. Orașul atunci avea 12.000 de locuitori. Acum a fost și aproape de 100.000. Deci iată că după 100 de ani clădirea aia este prefectură. Deservește un județ întreg. După 130 de ani. Iar acum noi nu putem să ne uităm la înaintașii noștri și să vedem ce viziune au avut pentru 100 de ani. Și cum arată construcția aia și cât de bine exact, s-a întreținut. Exact. Și cât de bine a rezistat. Nu mai trebuie făcute lucrurile, să facem lucruri doar pentru a puncta, să facem lucrurile și lucruri mărunte. Nu ne reprezintă. Avem cea mai importantă moștenire culturală a României la Târgu Jiu și opera de valoare universală a lui Constantin Brâncuș la Târgu Jiu. Haideți măcar prin gândire, prin viziune să ne ridicăm la nivelul importanței operei pe care o avem aici. Dacă primăria Târgu Jiu nu va achiziționa fabrica de confecție existând această posibilitate, părerea mea de jurnalist este că ar fi o mare greșeală. Dacă acest lucru nu se va Și eu cred la fel. Cred că niciun efort nu e mare când vorbim de un astfel de proiect. Trebuie să repet, să vedem dimensiunea pe care ne obligă opera lui Constantin Brâncuș să o dăm unei astfel de investiții. Suntem la final de emisiune și vreau să spun doar atât. E păcat să spui, m-am dus la Târgu Jiu să văd operele lui Brâncuș și n-am avut unde să parchez. Câte parcări s-or face prin orașul ăsta, alea, acolo, la opere, sunt foarte importante. Nu e normal să parchezi un autocar pe o stradă cu 4 benzi. Sigur. Sau aici, la parc, unde mai este și un semn care spune parcarea interzisă. Ăia cu autocarele, din fericire, știu că ei au voie. Dar dacă n-ar ști? Nu parchează, nu? Sigur. Dragi spectatori, o emisiune, zic eu, foarte interesantă și foarte importantă am făcut pentru a vă aduce la cunoștință proiectele Primăriei Târgu Jiu pentru 2018 în legătură cu centenarul Unirii, Mari Uniri, 80 de ani de la înființarea Căii Eroilor. Acest mare proiect cu un centru Brâncuș și acolo unde trebuie să fie,
Eu vă urez succes și aveți siguranța că televiziunea ENSA TV va fi alături de Primăria Târgu Jiu în tot ceea ce înseamnă promovarea culturală a localității și administrativă, dar în special culturală, pentru că noi suntem înclinați către cultură fiind televiziune tematică. Și vom fi alături, numai să ne cereți sprijinul, dar cum suntem noi băgăcioși, așa, ca să spun un cuvânt deștept la final de emisiune, o să venim noi pe capul dumneavoastră, vă promit, cu diverse propuneri. Eu vă mulțumesc, profit de ocazie să transmit celor care vă urmăresc și știu că nu sunt puțini, un sincer la mulți ani, să dea Dumnezeu ca anul Marii Uniri, centenarului Marii Uniri, să ne găsească uniți, nu dezbinați, nu înrăiți, pentru că România are nevoie de gesturile mai mici sau mai mari ale fiecăruia dintre noi. Așa cum gesturile mici în 1918 au făcut România mare, cred că și noi avem obligația, in memoriam străbunilor noștri, să facem gesturi bune pentru noi, pentru connaționalii noștri și pentru România. Și pentru că, așa cum spuneam, mulți zic, ia uite frate, ce-i doare pe ăștia cultura când noi murim de foame, dragii mei, nu uitați că din cultură putem trăi foarte, foarte, foarte bine la Târgu Jiu. Sunt Aura Stoienescu, domnul Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, a fost gazda noastră la emisiunea La Fața Locului. Vă urăm mult succes dumneavoastră și întregii echipe și ne revedem la anul. Cu siguranță. Mulțumesc. La mulți ani.